aveți în spate. Eu dormeam o ordine, vreau să mă duc la poliție pentru buletin. M-am auzit pe tați Mănica. Mănica, da. Eu știam că l-am dat foc la nimic. M-am uitat cu sus, chiar la foc. N-am apucat să beau măcar o haină. Dar ați lăsat ceva, a prins pe foc acolo? Nimic, domnule, nimic acolo. În casă n-am avut stofă, n-am nimic. N-am, am buterie, n-am arăgat. Am un coci de la afară, n-am făcut nimic cu țarea afară. N-am făcut absolut nimic, n-am aprins un paia afară. Mă duc la acela pe margine, vinând. După aia am fugit pe magazin. Dar un lucru cum am mai făcut? Nu știu. În jurul orei 12, în cursul acestei după-amiezi, la dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, s-a primit un apel prin care s-a anunțat producerea unui incendiu la două locuințe din localitatea Bologană. În momentul sosirii forțelor de intervenție la fața locului, s-a constatat că incendiul se manifesta cu violență la două locuințe, în una dintre acestea funcționând și un magazin mixt. Intervenția a fost dificilă, atât din cauza suprafeței mari cuprinse de incendiu, vorbim de circa 400 de metri pătrați, cât și din cauza cantității mari de materiale combustibile aflate în alcătuirea acestora. De asemenea, au fost înlăturate de lângă una dintre locuințele afectate de incendiu 20 de butelii care prezentau pericol de explozie.